Tema cărții evrei este supremația, superioritatea Domnului Isus Hristos. Și această temă se regăsește pe parcursul tuturor capitolelor care sunt găsite în această carte. Am văzut în ultimul pasaj din Evrei, capitolul 3, superioritatea Domnului Isus față de moise. Moise fiind. Marele profet al iudaismului și al evreilor. Autorul cărții evrei a chemat audiența la credință în primele șase versete din capitolul 3, la credincioșie și apoi la credință de la versetul 7 până la versetul 19. Și felul în care el cheamă la credință acești oameni este redând o chemare făcută de Dumnezeu generației din monarhie. Da? Am văzut lucrul acesta la versetul 7, la versetul 11. Este un citat din psalmul 95. Un psalm care a fost inspirat de Duhul Sfânt prin David. După ce redă această chemare făcută generației monarhice, reia, renoiește chemarea aceasta pentru generația mesianică. Imediat de după Domnul Isus Hristos, oameni care au și trăit, de fapt, în vremea Domnului Isus Hristos și încheie pasajul arătând felul în care această chemare a fost respinsă de generația mozaică de pe vremea lui Moise. Sunt trei generații care sunt arătate față în față cu chemarea lui Dumnezeu de a intra în odihna lui. Capitolul 4, în cea mai mare parte, până la versetul 13 tratează o temă specială pe care vreau să o descoperim împreună. Într-adevăr, predicarea cuvântului are rolul de a ne zidi sufletește, dar predicarea cuvântului trebuie și să ne educe din punct de vedere al studiului biblic, să învățăm cum să studiem Sfânta Scriptură. Așa că împreună vom afla în primul rând în această dimineață despre ce vorbește capitolul 4. Un, un principiu pentru depistarea unui subiect sau unei teme, ca să știi uh, despre ce urmează să studiezi, un principiu în depistarea unei teme sau unui subiect este să încerci să găsești conceptele, cuvintele, lucrurile care se repetă în pasajul respectiv. Și dacă se repetă, cel mai probabil aia este tema. Haideți să ne uităm împreună. Versetul 1. Asta înseamnă că o să trebuiască să aveți Bibliile înscris pe telefon sau unde vreți dumneavoastră, numai să urmăriți împreună cu mine. Versetul 1 spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească veni prea târziu. Versetul 2. Căci nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-au găsit credință în cei care l-au auzit. Pe când noi fiindcă am crezut, intrăm în odigna despre care a vorbit el. Ceea ce se repetă în versetul 3, din versetul 1, este conceptul, expresia intrare în odihnă. Da? Avem în versetul 1 făgăduința intrării în odihna lui. În versetul 3 avem fiindcă am crezut intrăm în odihna lui. Și citează a doua oară, deci aveam a treia apariție a expresiei ăștia, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Apare a treia oară expresia intra în odihnă. Da? Versetul 4, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua 7, Dumnezeu s -a odihnit în ziua șapte de toate lucrările lui. A patru ori apare cuvântul, cel puțin conceptul odihnă. Versetul 5, din nou apare, nu vor intra în odihna mea. Versetul 6, fiindcă rămâne ca unii să-i intre în odihna aceasta. Și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi veste bună, n-au intrat în ea. Deci se repetă mereu și mereu, fie conceptul de odihnă, fie ideea de intrare în odihnă. Intrare în odihnă. Versetul 5, da, nu vor intra în odihnă. Versetul 7, el hotărăște din nou astăzi, zicând în David după atâta vreme, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile. Versetul 8, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, tot despre odihne vorbește, versetul 9, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Versetul 10, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește, cum s-a odihnit Dumnezeu de trei ori. Folosește cuvântul odihnă, Versetul 11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Despre ce vorbește pasajul? Foarte clar, a repetat de foarte, 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 foarte multe ori, ideea e de intrare în odihnă. Pasajul acesta este o chemare, este un pasaj evanghelistic, este o chemare la a intra în odihnă. Lui Dumnezeu, de a intra în odihna Lui Hristos. Asta este tema pasajului. Odihna Lui Dumnezeu, intrarea în odihna Lui Dumnezeu, chemarea de a intra în odihna Lui Dumnezeu. Acum este foarte important să stabilim sau să vedem și tonul cu care este prezentat acest pasaj. Fiecare pasaj are o anumită tonalitate, are un anumit ton. Poate să fie un pasaj de îndemnare, poate să fie un pasaj de mustrare, poate să fie un pasaj de chemare, poate să fie un pasaj de provocare la anumită acțiune trebuie să vezi care este tonul pasajului. Haideți să ne uităm. Versetul 4. Traducerea noastră nu ne-a avută foarte mult, dar sunt alte traduceri care ne au avută. La versetul 4 spune aici, să luăm dar bine seama, da? cumva este o chemare la a fi precaut, la a fi circumspect, la a fi atent, la a veghea, nu? Zice să luăm dar bine seama, Fii atent, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din noi să nu se că veni prea târziu, da? Este o chemare la veghere, aparent. În limba originală sau o traducere mai exactă a originalului este uh, următoarea. Deci rămânând o promisiune de a intra în odihna lui, cuvântul din original este frică. Să-ți fie frică să ne temem ca nu cumva cineva dintre noi să pară că a rămas în urmă. Asta, asta este conceptul din spate. Să ne temem, asta e cuvântul din original, să-ți fie frică să nu rămâi uh, pe din afară. Și normal să fie așa, pentru că dacă ai rămas din afară, chiar ar trebui să-ți fie frică. Ești în. In cea mai dezastroasă stare în care s-ar putea găsi o persoană pe planetă. Nu există o stare mai dezastroasă, mai tragică decât asta. Decât aceea ca să vină, nu știu dacă e cea mai bună expresie asta, trenul mântuirii să treacă pe lângă tine, să oprească în dreptul tău și tu să stai, să te gândești, să analizezi, să nu știu ce și să plece. Și să rămâi fără mântuire. Asta e cea mai tragică situație. Să fi fost mântuirea predicată, să fi fost prezentată în fața ta, iar tu să ratezi lucrul acesta, da? asta, e, asta e tonalitatea pasajului. Mi-a observat apoi că tonul pasajului este arătat și în versetul 11, unde avem din nou un îndemn, din nou o chemare. Să ne grăbim, da? Să-ți fie frică să ratezi lucrul ăsta. Așa că ce să faci? Mereu spune, astăzi dacă auziți, și în pasajul din, din, din capitolul 3, astăzi dacă auziți, astăzi dacă auziți, astăzi dacă auziți, și încheie secțiunea aceasta, capitolul 3 și capitolul 4, care este o mare chemare la credincioșie și și la credință, încheie această secțiune îndemnând oamenii, îndemnând pe cei care ascultă să se grăbească. Da? Să se grăbească, să se grăbească. Deci ăsta este tonul pasajului. Tema este intrarea în odihna lui. Vedem care este tonul pasajului. Haideți pe scurt să vedem. Despre ce odihnă este vorba? Ce e odihnă asta? Ca să putem să vorbim despre asta, trebuie să vedem, e bine să stabilim de la bun început ce e odihnă asta. Am citit unele comentarii și comentariile au uh, uh, marele dezavantaj ca uneori să-ți producă mai multă confuzie decât lumină. Fiecare, sunt vreo 5-6 interpretări care sunt argumentate foarte puternic de oameni care studiază scriptura de zeci de ani de zile, care sunt argumentate foarte puternic, dar poziții diferite cu privire la ce înseamnă odihnă asta dacă am înțeles din contextul pasajului, din capitolul 3, că este o chemare la mântuire, de fapt, da? nu pe împetri inima, Hristos e mai mare decât Moise, crede în Domnul Isus Hristos, asta este o chemare la mântuire. Când introduce capitolul 4, să luăm dar bine seama, asta este un fel de concluzie. Domnule, v-am spus lucrurile astea în capitolul 3, așadar, așadar nu introduce cu totul altceva de ce o spus mai înainte. Spune exact, exact același lucru. Este de fapt o, conclu, o concluzie, da? o concluzionare a ce a spus mai înainte. da Așadar, să intrăm în odihna lui sau să credem în Dumnezeu ca să fim mântuiți. Cam asta ar fi uh, 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 traducerea da sau spus în, cu alte cuvinte ce spune uh, textul aici. Dar hai să vedem dacă este vorba despre asta. Dacă odihna despre care se vorbește aici este mântuirea. Și nu o fi altceva. Odihna din Canaan, unii zic odihna din cei o mie de ani. Împărăția milenară a lui Hristos, odihna din, din veșnicie, din cer, odihna din cerul nou și de pe pământul nou. Uh, Haideți să vedem despre ce este vorba. Bun. Versetul 2, de exemplu, zice așa. Că și nouă, uh, dar versetul 1 ce spune despre odihna asta? Este că odihna asta este promisă, da? Zice atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, da? Avem o promisiune a intrării în odihnă. Este o promisă odihna asta. Versetul 2 ne spune nu doar că este promisă, ci a, a fost proclamată sub o formă evanghelistică. Spune aici că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Ce este vestea bună? Cum, spune, cum nu mai numim noi vestea bună? În original chiar ăsta este cuvântul. Că și noi am fost evangelizați, cum au fost și ei. Ăsta este cuvântul. Este un singur termen. Aici sunt mai multe cuvinte. Noi ni s-a adus o veste bună. În original este cuvântul și noi am fost evangelizați cum au fost evangelizați și ei. Este adevărat că lor Evanghelia nu le-a fost dată în felul în care nouă ne este dată, că ei nu au avut pe Hristos mort în viață, înălțat la cerul și așa mai departe. Dar au avut și ei o sămânță a Evangheliei. Nu au fost mântuiți altfel decât prin har și prin credință în Hristos care avea să vină și care era prezentat în vremea respectivă sub o formă de umbre, prin jertfele respective și așa mai departe. Deci este vorba de evangelizare. da? care e lucrul ăla care e prezentat în evangelizare sau în evanghelie? Ce ni se dă mare în evanghelie? Principalul lucru, ce? Mântuirea în Domnul Isus Hristos, da? Asta nu este dat. Dar cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit ce la ce să cere credință în primul rând? Credință se cere în primul rând când e vorba de mântuire, da? Să predică Evanghelia și să se cere, să se cere credință. Și compară generația de atunci cu generația acea, aceasta care erau deja credincioși. Uh, versetul 3 spune pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când, am zis, când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, da? Credința le-a dus mântuirea. Lipsa credinței a făcut ca să piardă o odihna aceasta. Măcar că lucrările fusese reisprăvite încă de la întemeierea lumii. Versetul 6. Deci fiindcă rămâne ca să intre... bine, versetul 4 și 5 arată că odihna aceasta este pregătită de Dumnezeu de la întemeierea lumii. Da? Zice măcar că lucrările fusese risprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea în toate lucrările lui. Vom vedea imediat ce treabă are odihna lui Dumnezeu cu mântuirea noastră. Apoi spune în versetul 6 că această odină este disponibilă acum. E clar că nu e vorba de odina din Canaan, pentru că ei erau deja, evrei au fost, au intrat de mult timp în Canaan și se bucurau într-un fel de odina fizică din Canaan, parțial. Rămâne ca să intre unii în odihna aceasta. În care odină? Nu era un mileniu, ca să zici că intre, rămâne ca unii să intre în odihna din mileniu. Noi am intrat în odihna din mileniu, rămâne să intre unii în odihna din mileniu. Sau noi am intrat în odihna cerească, rămâne ca unii să intre în odihna cerească. E încă nu era un cer, nu este odihna da, deplină cerească, de săvârșită, de care ei se bucurau acum. Trebuie să vedem exact despre care odihna este vorba, da? Pentru că aceia cărora li s-a vestit vestea bună n-au intrat în ea în odihna aceasta din pricina neascultării lor. Versetul 8 lămurește foarte clar că nu e vorba de odihna fizică, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Iosua i-a dus în Canan dar nu aia a fost odihna principală despre care Dumnezeu a vorbit când le-a promis o odihnă. Da? Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Din tot ce vedem în pasajul acesta, odihna despre care vorbește autorul aici este o odihna mântuirii care, și eu cred că într-un fel unele perspective cu privire la odihna asta pot fi îmbinate. Odihna aceasta pe care începem să o experimentăm în momentul în care credem în Domnul Isus Hristos, intrăm în odihna aceasta, odihna aceasta pe care o, o pregustăm atunci când Domnul -o, o, o gustăm la o măsură mult mai mare în momentul în care Domnul Isus Hristos va veni și își va insta un împărăția, dacă credem așa ceva, și o dignă pe care o vom gusta de plin, de săvârșit, când Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou pe care va locui neprihănirea și vom fi în fericire veșnică cu Dumnezeu. Atunci vom gusta de plin o dignă aceasta. Dar o dignă este o dignă mântuirii, care, deși este experimentată mai multe faze, este aceeași o dignă pe care o primim doar datorită și doar prin și doar în și doar cu Domnul Isus Hristos. La asta sunt chemați oamenii aceștia să intre în odihna Domnului. Da? Este un pasaj despre mântuire. Mântuirea prezentată prin această imagine, de fapt, prin această realitate spirituală duhovnicească a odihnei. Nu știu cum v simți simțit dumneavoastră până să vă cerceteze Dumnezeu, să vă lumineze, să vă atragă la El, dar eu nu m-am odihnit, nu m-am simțit. Nu m-am odihnit. Fiecare dintre noi care am fost cercetați de Duhul Sfânt și am fost chemați la mântuire, știm că până în momentul să venim la Dumnezeu și să ne punem încrederea în Domnul Isus Hristos, am fost hăituiți de satana și de păcat și de lumea asta. Am fost într-o goană din asta, într-un haos în care am trăit. Un haos lăuntric al nostru. Și în momentul în care ai venit la Hristos, una dintre experiențele extraordinare pe care ai avut-o este că ai primit o dignă. Ai primit o dignă a conștiinței, ai primit o dignă în relația ta cu Dumne Dumnezeu, ai primit o dignă în relația cu ceilalți oameni. S-au pus toate lucrurile la locul lor. Ai înțeles în ce direcție te duci, de unde vii și ce e cu tine. Știi unde o să te duci. Știi ce se întâmplă cu tine acum. Ai intrat în odihnă. Și vreau să înțelegem că Satana, chiar și dacă am intrat în odihnă asta, încearcă să ne jefuiască parțial de experimentarea acestei odihne. Noi suntem în Hristos, în odihna Lui. Nu există niciun fel de discuție. Dar experimentarea odihnei este un lucru prețios pentru sufletele noastre. Una e să trăiești credincios și tot să-ți fure satana din odihnă și alta este să fii credincios și să te bucuri de odihna asta, să o experimentezi de prin odihna asta. E, mare diferență. Hai să vedem ce ne spune Scriptura despre odihna aceasta, despre mântuire în ultimă instanță. Versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Deci avem de-a face, în primul rând ne spune că această odihnă a fost promisă. Avem de-a face cu o făgăduință sau cu o promisiune a intrării în odihna lui. Această promisiune, această promisiune este motivul pentru care cineva se întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu nu spune nimănui. Fii atent, trage tare, luptă de puternic și o vedea la balanță cum stai. Faptele bune, faptele rele. Mulți creștini evanghelici cred în treaba asta. Ei nu spun așa, nu verbalizează așa, dar în asta cred. Că o să ajungă la balanță și o să vadă. Motivul pentru care noi acceptăm sau credem în, 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 în odihna această mântuire, aceasta, este pentru că ea ne este promisă de Dumnezeu. Și promisiunea asta a fost făcută din geneza, chiar primei generații de oameni, lui Adam și Eva, le-a fost făcută promisiunea odihnei acestea într-o altă formă, când a spus că va veni Domnul Isus Hristos să femeii care va zdrobi capul șarpelui, cel care a furat odihna și pacea din, din, de pe pământ și din grădina Edenului. Și este foarte probabil că Adam și Cueva s-au așteptat ca sămânța să fie poate unul din copiii lor, care s-au născut imediat după aceea. E foarte probabil lucrul acesta. A existat Dumnezeu, a lăsat pe pământ proto-evanghelia, evanghelia, evanghelia într-o coajă de nucă, evanghelia în esență încă de la bun început. Ca oamenii să se agațe de promisiunea asta, să creadă în promisiunea asta și în felul acesta să fie mântuiți, în felul acesta să fie mântuiți. Promisiunea aceasta i-a fost făcută mai clar lui Avram după ce a duce pe fiul lui ca jerfă. La propriu, el chiar l-a dat în inima lui, l-a dat ca jerfă lui Dumnezeu, el chiar a fost dat ca jerfă lui Dumnezeu și l-a primit ca înviat dintre morți și imediat după aceea Dumnezeu îi spune voi binecuvânta toate neamurile în sămânța ta. Cum au fost toate neamurile binecuvântate în sămânța lui Avram? Păi toate neamurile au fost binecuvântate în sămânța lui Avram care este Domnul Iisus Hristos. Au fost binecuvântate prin faptul că această odihnă vinită în Iisus Hristos se extinde la toate națiunile pământului. Această promisiune este prețioasă sufletelor noastre, trebuie să ținem la ea, trebuie să o predicăm, pentru că în ea ne este făgăduită, ne este garantată, securizată mântuirea. Dumnezeu s-a legat pe sine că va mântui oameni. S-a legat pe sine, s-a jurat pe sine că îl va da pe Hristos. A făcut un legământ veșnic și legământul veșnic pe care l-a făcut Dumnezeu ca să binecunteze omenirea s-a materializat în fața oamenilor printr-o promisiune verbală care le-a fost dată. Și o promisiune care a devenit cu tipul tot mai clară. S-au adăugat detalii cu privire la felul în care se va împlini această promisiune. Da? Avem în primul rând aici acest mare privilegiu care ne este arătat, promisiunea mântuirii, promisiunea odinei. Dar odată cu promisiunea aceasta, da? Deci atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, vedem că există o perioadă de valabilitate ei. Auziți cum spune el aici. Atâta vreme cât rămâne în picioare. Deci există o vreme. Și există o vreme din două puncte de vedere. O vreme în ce te privește pe tine ca individ, subiectiv vorbind. Că tu s-ar putea să ieși de aici și să mori. Asta înseamnă că atâta a au fost vremea ta. A fost vremea în care tu ai auzit promisiunea. A fost vremea în care tu ai fost chemat să crezi în Domnul Isus Hristos. A fost vremea în care tu ai fost chemat, ai fost somat. O urlat unul la tine și s a spus, domnule, intră acum nu din asta. cea mai bună veste care există în univers. O striga cineva la tine și s a spus, asta e cea mai, cea mai grozavă veste care s-a dus vreodată pe pământul ăsta. S-ar putea să ieși de aici. S-ar putea nici să nu mai ieși. Da? Și atâta să fi fost vremea pentru tine. Dar există o delimitare acestei vremi din punct de vedere obiectiv, vremea harului pe care Dumnezeu a rânduit-o ca să existe. Și cărea Dumnezeu îi va pune capăt când a hotărât El. Noi nu știm lucrul acesta. Unii ar vrea să afle, dar noi nu știm lucrul acesta. Dar pentru că noi nu suntem în control nici la prima parte, nici la a doua parte, nu știm nici vremea stabilită de Dumnezeu în care să predice Evanghelia pe pământ, nu știm nici cât mie mi se dă harul să fiu pe pământul ăsta sau să aud Evanghelia, chemarea pentru noi este astăzi, dacă auziți glasul Lui. Nu vă împietriți inima. Astăzi spuneți-vă încrederea în Domnul Iisus Hristos. Astăzi luați o asta. De fapt, dacă stai și te gândești logic, ce mai mare nebunie să fie decât cineva să vină să spună, Domnule, tu ești hăituit de satana, tu ești hăituit de păcat, vezi și tu că nu ai liniște. Da? Și asta e din cauza păcatului, asta e din cauza faptului că s-a rupt relația ta cu Dumnezeu și că ești căzut în Adam. Da? Este cineva, este o singură persoană care poate să-ți dea o sufletului și să spun eu nu vreau o sufletului. Mie îmi place așa să fiu hăituit de satana și de păcat să, și să-mi să risipez viața pe pământul ăsta în toate mizerile lumii astea. Nu are nicio logică treaba asta, da? Chemarea la intrarea în odihnă această mântuire este cea mai logică chemare pe care, pe care lumea aceasta a putut să o, o aibă și să o audă. da? Vedem că există o promisiune, există o perioadă de valabilitate a promisiunii astea pe care noi nu o știm din, nici din punct de vedere subiectiv, nici din punct de vedere obiectiv. Și apoi există un pericol prezentat aici. Deci odată cu privilegiul ăsta vine un pericol. Este un pericol atașat de el. Ia auziți. Să luăm dar bine seama ca niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Venirea prea târziu e în foarte multe situații. E să... Tu s-ar putea să fii prieten cu nu știu cine din lumea asta care lucrează nu știu unde. Dacă nu te-ai dus la tine la tren, s-ar putea să-l prinzi că ești în România. S-ar putea nici să nu veni trenul în gară. Tu te duci în târziere, trenul nici să nu fi venit în gara, dacă ești în România, da? Dacă lucrurile ar funcționa cum trebuie, la ceasul care, care, s o stabilit, tu trebuie să fii acolo, la ceasul respectiv, nu la altul. Ca să prinzi trenul, cu minutul care ți s-a dat. Da? Există această, această tragedie pe care o vedem, de fapt, pretutind în lumea aceasta. Oameni care se pomenesc, veniți, Prea târziu. Prea târziu. Vreau însă să nu treceți cu vederea expresia aceasta care se găsește foarte des în cartea evrei. Niciunul dintre voi. El nu vorbește unor oameni care habar n-aveau despre ce să vorbește. Ce e Hristos? Dar cine a fost? Ce mântuie? Cum? Despre ce vorbești? Ce evanghelie? Ce e Nu. Oamenii ăștia știau deja despre ce e vorba. Și există această uh, posibilitate tragică această realitate de fapt pe care o vedem în adunările noastre, orice adunare, oameni care intră în adunare, fie că e vorba de copii credincio de, ale cre ai credincioșilor, fie că e vorba de prietenii noștri pe care îi aducem la adunare, fie că e vorba de oameni care se atașează de adunare și stau până la capătul vieții în adunare, fie că e vorba de oameni care chiar și se botează să fac membri adunării și sunt foarte cuminți și drăguți în adunare, dar nu au gustat din mântuire, nu sunt născuți din nou, nu au intrat în odihnă aceasta. Nu le experimentează pe Hristos. Și asta este o tragedie. Să stai și să asculti și să spui ce bine o zi. Da mă, și eu sunt acolo cu treaba asta. Dar tu să nu fi intrat. Tu să nu fi gustat din lucrul ăla. Tu să nu fi luat pentru tine lucrul ăsta. Asta este cu adevărat o tragedie. Și aș vrea ca fiecare dintre noi, începând de aici, din față, să luăm, să privim cu seriozitate chemarea aceasta. Ca niciunul dintre noi. El nu vorbește acum pentru oamenii din afară. Vorbește pentru cei dinăuntru care sunt în cunoștință de cauză și care știu despre ce este vorba, dar care se află într-o stare de indecizie sau de indiferență, care, care probabil poate spun despre ei, dar și eu sunt împreună cu voi, păi și eu sunt de-a vostru, de doar ortodox. Ce fi? Cum am născut și eu familie de credință, ce fi altceva? Ai fi un păgând care nu s ai pus în în Domnul Isus Hristos, ce să fie altceva? Dacă nu ești mântuit. Ce ai putea să fie altceva? Da? Vedem, există o promisiune, există o perioadă, există un pericol, versetul 2. Există o proclamare acestei odigne. Că și nouă ni s-a adus o veste bună, oameni care trăiau în perioada mesianică, da? imediat după înălțarea Domnului Isus Hristos la, la cer, dar lor, generației mozaice, vedeți ce distanță mare, și nouă, și lor, li -a, ni s-a adus o veste bună. Este o proclamare a acestei vești bune. Și este o întrebare pentru noi de cercetare, rugăciunile noastre de pocăință au arătat că suntem falimentari la capitolul ăsta, ce facem noi cu vestea asta bună? Nouă ni s-a adus o veste bună. Cineva s-a ocupat ca să aducă vestea asta bună nouă. Ce faci tu față de alții care nu au această veste bună? Ce faci tu față de alții care nu au această veste bună? Cineva, cineva ți-a comunicat vestea bună. Fie că părinții tăi, fie că au fost niște prieteni, printr-o circunstanță sau alta, Dumnezeu a făcut ca această veste bună să ajungă la tine. Așa vine mântuirea. Așa să intre în odihnă. Prin evangelizare. Prin ducerea veștii bune. A mântuirii, a odihnei în Domnul nostru Iisus Hristos. Există o proclamare, da? A veștii bune. Există și o păcătuire față de această veste bună. Pentru că spune aici, cuvântul care le-a fost propătuit, nu le-a ajutat la nimic. Sau nu le-a fost de niciun folos. Din ce cauză? Păi Pre predicatorul nu a avut hoar, Nu s-a pregătit să nu? Nu s-au rugat destul pentru predică. Cuvântul care le-a fost propăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Bineînțeles, putem intra într-o filozofie din asta calvinista arminiana acum, dar eu nu vreau, pentru că textul nu e intenționat să trateze problemele astea, de unde vine credința, cum se produce credința și așa mai departe. Textul pune toată responsabilitatea pe tine. Dacă nu intri în odihnă, este din cauza ta. Dacă intri, e din cauza lui Dumnezeu. Dacă nu intri în odihnă aceasta a din cauza ta. Vestea bună ți este dată, chemarea este făcută, iar tu nu ai crezut, nu ai primit-o. Nu ți-ai pus încrederea în cel care poate să dea această odihnă, da? Există acest păcat care se poate face față de cuvântul lui Dumnezeu, față de Evanghelie. Prin faptul că nu există credință. Prin faptul că nu există credință. Uh... Uh, cuvântul din original este foarte interesant pentru că arată că trebuie să existe o amestecare între cuvânt. Cam asta e cuvântul folosit aici. Că zice, negăsi în credință cei care au auzit. De fapt, uh, expresia din original spune n-a fost amestecat cu credință, nu s-a unit cu credința. Cuvântul nu s-a unit cu credința. Da? Nu s-a unit cu credința pentru că n-a fost credință în cei care au auzit. Cred că e foarte clar aici că oamenii ăștia n-au avut credință. N-au pierdut nicio credință. N-au avut credință. A venit Evanghelia, vestea bună și n-a fost credință acolo. Dar n-a fost credință în oameni care au văzut miracolele lui Dumnezeu. N-a fost credință în oameni care au experimentat pe Dumnezeu. N-a fost credință în viața unor oameni care au avut niște privilegii fantastice. Fantastice. N-a fost credință. Și poate asta este mirarea care ar trebui să ne cuprindă pe noi toți. Oameni care vin în adunare, fie că sunt copiii noștri, fie că. Nu scopii copiii noștri, sunt oameni din afară, dar care încep să vină în adunare. Aud cuvântul lui Dumnezeu, stau în închinare. Au parte de oameni care îi să se pocăiască. Îi bat la cap să creadă în Domnul Isus Hristos, să se hotărască, să se gândească la veșnicia lor. Și cuvântul nu găsește credință în inima lor. Vine a lor. tu 3. Pe păi când noi facem o comparație. Dați două portrete pre precizat aici, da? Arată, vine Evanghelia, proclamarea cuvântului și două inimi, două categorii de oameni, doar două categorii de oameni. Știți, când citiți pilda cu acele patru tipuri de inimă, cu acele patru tipuri de inimă, noi zicem, sunt patru tipuri de inimă. Nu sunt patru tipuri de inimă. Sunt doar două tipuri de inimă. Numai al doilea tip de inimă ia foarte multe forme. Ia foarte multe forme. O credință falsă, o credință demonică, necredință, ia foarte multe forme celălalt tip de inimă. Și în pasajul acesta avem doar două categorii de oameni. Versetul 2. Niște oameni care n-au -au avut credință, cuvântul n-a găsit credință la cei ce l-au auzit și niște oameni care au crezut. Pe când noi, da, ne arată și primirea acestei odihne, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm și este interesant, verbul aici este un prezent continuu. Intru în continuu în odihna asta, experimentez în continuu odihna aceasta. Da? Ne bucurăm de odihna aceasta, intrăm mereu în odihna aceasta, da? Stăm în odihna aceasta. Pe când noi, fiindcă am crezut, vedeți, singura condiție este aceasta, fiindcă am crezut, sola fide, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. E foarte interesant. Felul în care explică convertirea noastră. Zice, noi am intrat în odihna pe care Dumnezeu le-a refuzat-o altora. Deci ce nu descrie pozitiv? Noi am intrat în odihna pe care El a promis-o. Nu e zice, noi am intrat în odihna pe care a jurat că nu o va da celorlalți. Pentru a arăta că problema n-a fost, că nu era valabilă odigna asta. Că încă nu venise Domnul Isus Hristos. Sau ce știu eu ce explicații? Nu. Problema era că ei n-au avut credință. Fiindcă am crezut, am intrat în odigna despre care a vorbit când a zis am jurat în mânia mea că nu vor intra în odigna mea. Cui a zis Dumnezeu am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Cui? Cui a jurat Dumnezeu că nu vor intra în odihna lui? Lui Israel, da? Generației mozaice, generației din vremea lui Moise. Și ce că noi intrăm exact în odihna aia. Deci Moise când le-a vorbit despre odignă, nu le-a vorbit despre odihna Canaanului. Nici despre odihna sabatului. Nu despre asta. Moise în primul rând le-a vorbit despre odihna mântuirii. Asta a avut Dumnezeu în vedere pentru Israel în primul rând, înainte de toate. Israel a avut multe perioade de pace și multe perioade de război. Dar nu aia a fost o digna, în primul rând, o digna pe care Dumnezeu a vrut să le dea. Dumnezeu a vrut să le dea, în primul rând, o dignă duovnicească, spirituală. Și apoi o aceea fizică în canal. Da? Pentru că vorbește aici împreună despre o pe care ar fi putut să o aibă generația mozaică și o care acum este dată generației mozaic, mesianice care a crezut în Domnul Isus Hristos. Da? intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea și ascultați aici. Acum ne arată pregătirea acestei odihne. Măcar că lucrările lui sau odihna lui despre care vorbește aici, lucrările lui fusese, fuseseră izbrăvite, încă de la întemeierea lumii. Deci lucrarea aceasta a odihnei, a mântuirii, a fost pregătită de Dumnezeu de la întemeierea lumii. Ea a fost accesibilă a fost oferită, a fost proclamată, a fost promisă încă de la întemeierea lumii. De ce? Că de atunci a fost pregătită. De aceea odina pe care o oferă Dumnezeu sau le dă Dumnezeu prin chemarea lui Israelului din vremea lui Moise este o dină care era gata. Era gata o dină aia. Le este dată o dignă. Zice, intrați în o mea. Vă chem să intrați nu doar într-o țară în care veți fi odihniți din orice punct de vedere. Nu o să vă atace animale, nu o să aveți războaie, nu o să vă munciți, o să vă rupeți în două. O să fiți odihniți din punct de vedere fizic, dar mai mult decât atâta. O să fiți odigniți din punct de vedere spiritual. O odihnă pe care Dumnezeu a pregătit-o, a plănuit-o de la creație. Vreau să vedeți ce frumos autorul cărții evrei, în două versete, uh, nu în două versete, în același verset, îmbină responsabilitatea umană cu planul divin. El spune, ei n-au intrat din pricina necredinței lor, că n-a găsit cuvântul credință și în același verset, în partea două, spune, toate lucrurile au fost isprăvite de la întemeierea lumii. În același verset. Dumnezeu a pregătit lucrurile de la întemeierea lumii. Au fost gata, au fost pregătite. Ceea ce ridică, pasajul este deosebit de frumos și de important pentru discuția despre sabat. Și Poate vom avea un mesaj special pe lucrul acesta. Evrei, capitolul 4, opinia mea este că tranșează pentru totdeauna ce înseamnă sabatul. Și ce este pentru noi sabatul. Și vă spun deschis dimineața asta, nimeni nu poate fi mântuit dacă nu ține sabatul. Deci nu puteți fi mântuiți dacă nu țineți sabatul. Dar sabatul, o dihna, este o mântuirii pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi de la întemerea lumii și pe care ne-a câștigat-o un Hristos. Hristos, așadar, este o și sabatul nostru. Și evident că dacă nu ții pe Hristos și nu l-ai pe Hristos, nu ești mântuit. Foarte clar. Vedem imediat cum explică autorul cărții evrei lucrul acesta. Da? Am văzut pregătirea acestei odihne a fost de la întemeierea lumii. Da? Evrei nu au nicio scuză. Odina este pregătită de la întemeierea lumii. N-au nicio scuză. A fost valabilă. A fost accesibilă. Versetul 4. El justifică lucrul ăsta. Și cum, doamne a fost pregătită o de la întemeierea lumii? Nu ne este o asta cumpărată și dată în Hristos? Acum 2000 de ani, cum a fost ea pregătită de la întemeierea lumii? Îi spune, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Ia zis, despre ziua a șaptea, despre șabat. Deci în contextul mântuirii, fiți foarte atenți, în contextul mântuirii, a odinei mântuirii, Autorul introduce problema sabatului, a zilei a șaptea, a zilei de odină. Într-un loc astfel, dar căci ce arată căci? Să vedem, legătura. Ce arată căci? Da? Justifică ceva, motivează ceva, explică ceva. Da? Zice, Dumnezeu a pregătit de la întemeirea lumii o mântuirii, căci, ia auziți ce a zis Dumnezeu în ziua șaptea, în sabat. Deci sabatul, în primul rând, nu este vorba despre să stai ca leneșu și să nu ai mâncare caldă când ai voie să aprinzi focul cu lemne. Și să tai lemne. Nu despre asta era vorba. Nu despre asta era vorba. Asta au fost niște reguli pe care Dumnezeu le-a dat specific poporului Israel. În legea mozaică. Specific pentru vechiul legământ. Sabatul, ziua șaptea, odina, în ziua șaptea era despre cu totul altceva. Că el folosește ziua șaptea ca argument pentru mântuire. Deci folosește sabatul ca argument pentru mântuire. Așadar, sabatul, în primul rând, nu este vorba despre asta fizic, ci, în primul rând, este vorba despre mântuire, Că ăsta este argumentul lui. I-au zis căci, într-un loc, a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șapte de toate lucrările lui. Vă întreb pe dumneavoastră, Dumnezeu este corporal, este fizic, are trup fizic? Nu are. Așadar, Dumnezeu obosește fizic? Nu. Deci când Geneza spune și autorul cărții evrei în Evrei, capitolul 4, spune că Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui, nu vrea să spună că Dumnezeu a muncit rău de tot, o transpirat, nu mai putea de oboseală, dar nu s-a oprit până o terminat, că tot ce începe duce la bun sfârșit, și ziua șaptea a spus, Fuu, o să-mi iau o odină de câteva mii de ani, că nu mai pot. Nu, nu știi că Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu lucrează și astăzi odina pe care Dumnezeu și-a luat-o în ziua șapte n-a fost o odihnă fizică. Nu a fost o dignă fizică. Apropo, dacă vă uitați în Geneza, vedeți că Dumnezeu nu îi spune niciodată Adam, nici lui Eva și până, până, la poporul Israel, Dumnezeu nicăieri nu poruncește ziua sabatului, să ține ziua sabatului. Să stea în sabat, să stea oamenii degeaba. Sunt multe speculații. Că, domne, dacă o sfințit-o, înseamnă că l-o sfințit-o pentru ei, să o ține ei. Poate însemna multe lucruri, foarte multe implicații, dar textul nu spune nimic. Și nu degeaba autorul cărții Evrei nu ne duce la Moise, la interpretarea pe care Moise sau regulile pe care le Moise le pune în ziua Sabatului, ci ne duce la ziua creației, da? la, la săptămâna creației și la uh, odina pe care Dumnezeu și-a luat-o după ce a creat toate lucrurile. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui și ascultați, face conexie între odina lui Dumnezeu din ziua șaptea și aici este zis, iarăși nu vor intra în odihna mea. În care odihnă? Păi, în din versetul anterior, că pune două versete unul după altul. Un, 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 un verset despre odihnă din Geneza, un verset despre odihnă din uh, perioada exodului, ieșirii poporului Israel din Egipt. Pune-le pune-le împreună. Nu vor intra în odihna mea, în care odihnă? În odina lui Dumnezeu din ziua șaptea. Și odina lui Dumnezeu din ziua șaptea este dorința lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu de a-i da omului o dignă, liniște și pace sufletească, duhovnicească în relația cu Dumnezeu. Asta este problema. Și asta e o pe care Dumnezeu ne-o dă. O din ziua șaptea, de după creație. Aia este o dină în care noi intrăm. Atunci a fost pregătită. Atunci a fost plănuită de Dumnezeu. Este o dignă spirituală, duhovnicească. Dumnezeu nu este trup. El nu s-a odihnit trupește. Este o dignă lăuntrică care, bineînțeles, a fost cumpărată pentru noi de Domnul Isus Hristos. Dar a fost dată și retroactiv, da? A fost dată și înapoi și înainte de Domnul Iisus Hristos. Pentru că a fost promisă, a fost proclamată, a fost plănuită. Asta este odihna despre care se vorbește aici, da? Ea este plănuită de Dumnezeu. Ea vine din Ființa lui Dumnezeu, odihna aceasta. Versetul 6. Ne arată uh, un alt aspect despre odihna aceasta, deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odina aceasta. Și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea, din nou avem conceptul de evangelizare, este același cuvânt, din, din pricina neascultării. Vedeți cum este folosit interschimbabil necredința cu neascultarea. Necredința cu neascultarea. El hotărăște din nou o zi, astăzi zicând în David, după atâta vreme cum s-a mai spus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți nimeni. Versetul 6 și versetul 7, ni se justifică o prelungire, o prelungire a valabilității acestei promisiuni. Da? Zice două motive pentru care se prelungește promisiunea aceasta a intrării în odihna lui. Unu, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta. Care să intre în odihna aceasta? Care unii? Noi știm că Evanghelia, promisiunea odihnei, Evanghelia mântuirii trebuie predicată la orice făptură. Textul spune că prelungirea acestei zile de odihnă este motivată de următorul lucru. Ca să intre unii în odihnă aceasta. Dacă nu intră nici azi unii, cum nu intra nici poporul Israel. Dacă. Și se prelungește ziaba. Că nu intre niciunul. Nu există așa ceva. Lucrurile sunt pregătite, stabilite de la întemeierea lumii. Da? Deci fiindcă rămâne Dumnezeu nu doar știe Dumnezeu a stabilit lucrul ăsta ca să intre unii în odihnă aceasta. Și al doilea motiv al prelugirii, pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună, adică evreii, n-au intrat în ea din pricina neascultării sau necredinței lor, el hotărăște din nou o zi. El hotărăște din nou o zi. Dar comparația care este? Comparația este între ziua de odină și această hotărâre în altei zile. Care a fost prima zi care a hotărât-o Dumnezeu? Ziua de sabat a hotărât-o Dumnezeu. Asta e prima zi care a hotărât-o Dumnezeu ca zi de odihnă, da? care a avut, bineînțeles, aspectul acesta uh, duhovnicesc. Asta a fost aspectul primordial. Și el spune aici Scriptura, versetul 7, Dumnezeu prin decret, prin puterea lui de a stabili alte zile, e singur care poate stabili zile, noi nu avem voie să stabilim zile, el hotărăște din nou o zi. Din nou. Păi când a mai stabilit altă dată o zi? Pe păi la creația a stabilit o zi. Ziua sabatului. Și el stabilește din nou o zi. Care este o zi ca aceeași zi. Ca ziua de, sa ziua de sabat, în ghilimele, ziua de sabat, dacă a fost ziua de sabat despre ziua mântuirii, ziua odihnei, această altă zi sau o nouă zi sau o anumită zi este despre același lucru. Despre ce? Despre odihna mântuirii. Dumnezeu este acela care a stabilit ziua sabatului și Dumnezeu acum stabilește din nou o zi, altă zi decât aceea. Care e ziua pe care o stabilește Dumnezeu? Acum. Astăzi, ziua mântuirii. Nu ai cum să nu vezi că pasajul pur și simplu exclude acum ziua sabatului. Ceea ce Dumnezeu a simbolizat, ceea ce Dumnezeu a arătat prin ziua sabatului, prin ziua de odihnă, este împlinit de plin astăzi când tu te pocăiești și te întorci la Dumnezeu. Ai intrat în sabat, în odihnă, în mântuire, în ceea ce Dumnezeu a arătat, a reprezentat prin ziua sabatului. Asta a vrut Dumnezeu să înțeleagă ei. Evreii au, început să țină și au ținut sabatul fizic, ziua fizică, temporală, da? Au ținut-o mai grozav decât le-a poruncit Dumnezeu. Deci erau mai chitibușari. Ce Dumnezeu ne-a cerut să facem? Noi nu facem nici ce ne-a spus, nici ce ne permis Dumnezeu. Noi suntem mai strict. Noi ținem sabatul, domnule, Și nu țineau sabatul, că erau nemântuiți. Și nu au înțeles aspectul esențial, fundamental, de bază, aspectul duhovnicesc al zilei sabatului, care vorbea despre o dignă, domnule. Eu am creat ziua sabatului, eu dau mântuirea. Eu am stabilit lucrul ăsta, eu am plănuit lucrul ăsta. Voi trebuie numai să-l primiți. Și chitibușarii au stabilit o grămadă de legi care au devenit o povară pentru popor și poporul nu avea o dignă. Poporul nu avea o dignă. Iar Dumnezeu vine astăzi da? și El prin puterea Lui de Dumnezeu stabilește din nou, iarăși, cine sunteți voi? Constantin a venit și a schimbat ziua de sabat cu ziua de duminică. Nu! Oameni fără minte. Dumnezeu a stabilit o nouă zi. O nouă zi care este ca prima zi pe care a stabilit-o el ca sabatul, care arată exact esența. Nu mai există nicio confuzie acum. E esența zilei sabatului care este intrarea în odihna mântuirii. Asta este stabilită de Dumnezeu, da? Motivele prelungirii le vedem în versetul 6. Cine prelungește ziua asta, vedem cine este. Este Dumnezeu prin hotărârea Lui. Momentul în care hotărăște ca să fie o zi a odihnei a mântuirii este astăzi. Sabatul tău este astăzi când intri în mântuire, în odină. Atunci ai sabatul. Atunci începi să ții sabatul cu adevărat. Când te pocăiești și crezi în Domnul Isus Hristos. Când te lași de păcatele tale și vii la Domnul Isus Hristos atunci e ziua mântuirii. El hotărăște din nou o zi astăzi zicând și auzi, nu citează din ceea ce a spus Constantin. Că nici nu avea cum. Da? Cartea evrei nu a fost scrisă pe vremea lui Constantin. El hotărăște din nou o zi astăzi zicând și citează un text din Psalm care a profețit lucrul acesta. Care a prevăzut lucrul acesta. După atâta vreme, după atâta vreme, după atâta vreme de la ce? Păi după atâta vreme de la de la rătăcirea acestor oameni și după atâta vreme de la creație După atâta vreme cum s-a mai spus Cum s-a spus mai sus Astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inimile Vezi cum interpretează autorii evrei citatul acesta Astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inimile El interpretează cit citatul acesta ca fiind hotărârea unei noi zile da? Prelungirea odihnei făcută de Dumnezeu la creație Prelungirea pentru noi astăzi Așa interpretează el lucrul acesta Da? Versetul 8 ne dă doar, da, versetul 7 ne dă mărturia lui David pentru prelungirea acestei zile. Versetul 8 ne dă misiunea lui Iosua ca o dovadă pentru prelungirea acestei odine. Versetul 8. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o, auziți cum spune, o altă zi. De o altă zi. Deci el dă două mărturii ca să înțelegem Că astăzi, ziua odihnei, ziua mântuirii este valabilă și pentru noi. Că n-a fost doar ceva pentru evrei. Prima mărturie este mărturia pe care uh, o ia de la David. Da? Citatul acesta. Și a doua mărturie o extrage din misiunea pe care a avut-o Iosua. Care a fost misiunea lui Iosua? Misiunea lui Iosua a fost să ducă poporul Israel în odihna țării Canaan. Și l-a dus în țara Canaan. A avut poporul Israel odihnă? Nu citiți cartea judecători. De ce n-au avut o dină? Și fizică și spirituală. De ce? Din același motiv. Din pricina necredinței lor și nepocăinței lor. Și cartea judecător este o spirală pe care poporul lui să-i coboară tot mai jos și să afundă tot mai jos în păcat și în nelegiuire. Dumnezeu îi izbăvește, au o perioadă de liniște, ei iară păcătuiesc, iară se închină la idol. Dumnezeu îi izbăvește, iară au o perioadă de liniște, ei iară păcătuiesc, iară se închină la idol. Și tot așa până la finalul cărții judecători. Ei au intrat în Canaan. Au intrat în țara promisă, au intrat în țara odihnei, dar n-au avut odihnă. Din niciun punct de vedere. Din niciun punct de vedere. Și dacă un evreu obiecta la pasaj se spune nu! Noi avem sabatul, noi suntem acum în Israel, noi suntem poporul Domnului, nu avem nevoie. Nu aveți o dignă, le spun eu. Nu aveți o Uitați-vă la sute de ani după intrarea în Canaan, David îi cheamă să intre în o dignă. Îi cheamă să intre în o Iosua-i în o David spune, n-ați intrat în nicio o îi monarhie, îi împărăție, sunteți mari și tari în lume, că aveți împărat grozav, dar nu aveți o dină. Că nu avea o dignă. Că nu avea o dignă pentru că cei mai mulți dintre ei nu au crezut în Dumnezeu. Concluzia este în versetul 9. Ia ascultați. Rămâne dar o odihnă, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Asta ca cea de sabat este Uh, un fel de inserție de al lui Cornelescu, Biblia GBV 2001, cred că și ne Terez spune, rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Deci asta e ce ne dă Dumnezeu. Odihna de sabat. Pentru că odihna de sabat n-a fost despre intrarea în Canaan, n-a fost despre a fi odihnit fizic și n-a fost despre sâmbătă. Odihna despre de sabat. Odihna de sabat a fost intrarea în odihna lui Dumnezeu, în odihna mântuirii. Observați așadar versetul 7, versetul 8, versetul 9, lămurește foarte clar ce este sabatul ăsta. Este o, o zi numită astăzi, versetul 9. N-am mai vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi și versetul 10 versetul 9, mă scuzați, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat sau o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. O odihnă aceasta o au cei care cred în Domnul Isus Hristos și care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Pentru ei o odihnă asta. Da? Rămâne. E disponibilă. E activă. E accesibilă. O odihnă aceasta de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă sunteți poporul lui Dumnezeu, ar trebui să fiți odihniți în Dumnezeu. Versetul 10. Care e lucrul care ni se dă? Am văzut, de la versetul 7 la versetul 9 ni se arată natura acestei odihne. Da? Cred că e lămurit lucrul acesta. Versetul 10 ne arată ce se întâmplă în momentul în care e intrat în odihnă. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Ce vrea omul pe pământul ăsta? Haideți să raționăm puțin. Ce vrea omul? își dorește omul pe pământul ăsta? Omul pe pământul ăsta asta își dorește în ultima instanță. Își dorește fericire, satisfacție, o dignă, să ai o mașină care să ruleze bine, să fii odihnit când conduci mașina, nu? Să ai o casă în care să dormi bine, să fii odihnit, să ai mâncare care să mănânci și după aceea să fii așa, să te simți odihnit, să te simți bine, să ai un loc de muncă în care să nu muncești până te rupi în două, ci să vii acasă după 8 ore de muncă. Cum? Odihnit, mult să fie odihnă. Dar chiar și în relația cu Dumnezeu. Omul vrea să ajungă la odihna sufletului. Păgânismul, orice religie, legalismul se bazează pe conceptul acesta de odihnă. Omul vrea să ajungă la odihnă în relația lui cu Dumnezeu. Și unii sunt în stare să facă lucruri teribile să ajungă, să ajungă la această odihnă. Reforma a izbucnit datorită lipsei de odihnă a unui călugăr. S-a dus la Roma... Să aibă și el o sufletului după ce s-a schingit la propriu, s-a maltratat fizic Martin Luther, s-a maltratat fizic pentru Dumnezeu, bineînțeles, ca să primească o conștiinței. Și a mărturisit toate păcatele încât uh, cel care primea confesiunea a zis, du-te domnule și păcătuiește ceva ca să ai ce mărturisit de adevărat, nu veni cu porcării din astea. Deci fă niște păcate să mărturisești, că tu nu ai ce... El, omul, delirea deja. S-a dus la Roma să-și găsească o sufletului. Și n-a găsit-o. Când cum am intrat în Roma, erau bordeluri. În Roma erau bordeluri speciale pentru călugurii catolici. N-a găsit nicio. A urcat în genunchi sau nu știu ce, scările la nu știu ce catedrală, dacă nu mă înșel, și n-a găsit o N-a găsit o dignă nicăieri. Și frământarea asta lui, lipsa asta lui de odihnă, a generat, de fapt, reformă. Și l-a dus la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, care i-a arătat unde se găsește odihna. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. La fel cum Dumnezeu a terminat lucrarea creației și Dumnezeu a avut satisfacție de plină în lucrarea pe care a făcut-o. Și a rânduit atunci ca odihna aceea a ființei lui Dumnezeu, odihna aceea duhovnicească să ne fie dată nouă, la fel eu și tu, alergând în lumea aceasta și căutând odihnă, fie prin libertinaj, gustând din toate plăcerile lumii astea ca să primești o dignă, satisfacție aceea a sufletului sau prin legalism căutând să-L mulțumești pe Dumnezeu și să-L cumperi pe Dumnezeu, care este de fapt o formă crasă de păgânism, ajungi la o sufletului când înțelegi că de fapt o asta este deja câștigată de Dumnezeu pentru tine, tu trebuie să o primești în dar. Să crezi. Atunci ajungi la o sufletului. De asta tragedia e mare să fii în adunare și să, să, să-ți spună lucrurile astea în fel și chip și tu să stai acolo și să pleci acasă tot hăituit. Tot tulburat. Tot agonizând în lume după odihnă. Tot căutând prin tot felul de lucruri. Fie prin religie, fie prin plăcerile lumii să-ți găsești odihna sufletului. Asta este cu adevărat o tragedie. Fie ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne dea fiecăruia dintre noi în această dimineață puterea aceasta de a crede în Domnul Isus Hristos ca să intrăm în odihna lui și să ne odihnim. De toate lucrările noastre care nu pot să producă nimic la mântuirea noastră. Versetul 11 este o chemare, o provocare la intrare în odihna aceasta? Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de ne neascultare. Există un motiv principal pentru care trebuie să ne grăbim, să ne odihnim. Interesant, nu? Vă grăbiți vreodată să vă odihniți? Nu vă grăbiți niciodată să vă odihniți? Eu zic că vă grăbiți de multe ori să vă odihniți. Știți cum? Când te duci acasă, repede, te... ai băut un ceai, nu știu ce, și te, te duci, te grăbești, abia aștept să avung, abia aștept să încep să mă odihnesc. La așa trebuie să venim la Domnul Isus Hristos. Și dacă am venit la Domnul Isus Hristos, așa trebuie să revenim, să revenim și să continuăm să venim la Domnul Isus Hristos ca să trăim în odihnă aceasta, să gustăm din odihnă aceasta, să experimentăm în odihnă aceasta. Există un motiv principal pentru care trebuie să ne grăbim să intrăm în odihnă. Să primim mântuirea, iertarea păcatelor, odihna conștiinței, odihna în relația noastră cu Dumnezeu, odihna pe, pe toate palierile vieții, pe toate domeniile vieții care vine de la Dumnezeu. Este un motiv principal. Și motivul este că întârzierea împietrește inima. Capitolul 4 se adresează în primul rând unor oameni indeciși. Nu unor oameni care nu cunoșteau ignoranță, ci indeciși. Care unii dintre ei tindeau spre indiferență. Ei știau lucrurile acestea. Dar trebuiau să înțeleagă că cu fiecare zi care trece, auzim mesajul Evangheliei, vine în împietrirea. Îți este tot mai greu. Îți este tot mai greu să iei în serios lucrurile acestea. Acum dacă mă întrebați, domnule, dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și noi știm din alte predici că și credința e darul lui Dumnezeu. Și dacă intrarea în din asta se face prin credință și credința e darul lui Dumnezeu și eu de fapt nu pot să produc credință, ce să fac? Cum să mă străduiesc? Cum să mă străduiesc? Cum să mă grăbesc? Să mă grăbesc să intru în odihnă aceasta pentru ca nimeni să nu cadă într-o, uh, într în această pildă de neascultare. În GBV, Domnul spune să ne străduim! Nu spune, să ne străduim! Să intrăm în odihnă aceasta. Păi vă spun un lucru. Ca să citești Biblia, nu -ți trebuie credință. Ca să vii la adunare, împărtășirea sfinților, nu -ți trebuie credință ca să spui mintea la contribuție și să nu dormi în adunare. Spui, să stau treaz și o să ascult tot ce zic ăștia. Nu-ți trebuie credință pentru treaba asta. Da? Trebuie să te grăiești eu sunt în pericol. Am înțeles, ăștia mi-au spus, sunt în pericol. Sunt deja în pericol. Eu sunt la rix maxim acum. Nu există nimic mai grav decât ce experimentez eu deja acum, că sunt nemântuit fără Hristos. Și pot să măr fără Hristos. Așa că îmi voi da toate silințele din ce pot eu acum să fac, din ce mi-a dat deja Dumnezeu, adică să mă duc la adunare. Adică să ascult ce să roagă ăștia, ce cântă ăștia, ce predică ăștia. O să-mi forțez mintea să proceseze totul. O să mă rog așa cum pot eu și cum știu eu. Așa fără Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu o rândui deja să fiu aici, oh, poate e un semn că Dumnezeu lucrează deja în viața mea. Oh, păi am auzit de la calviniști ăștia că ăștia cred în providența meticuloasă. Sigur Dumnezeu a vrut să fiu aici o, e deja ceva, ceva simt că e ceva aici, Dumnezeu face ceva pentru mine. Poți zic, a, nu pot, eu nu pot lucra nimic, n-am ce să fac, ăștia și-au zis că credința vine de la Dumnezeu. Nu sunt o grămadă de lucruri deja pe care Dumnezeu le face în tine. Numai dacă auzi, dacă auzi ce -ți spun eu acum. Așa că străduiește-te, grăbește-te în această dimineață, dacă n-ai intrat în odihna aceasta, în mântuirea lui Hristos, să intri în această odihnă pentru ca să nu cazi în aceeași pildă de neascultare. Să nu fii ca poporul Israel, care a avut legea lui Dumnezeu, a avut protoevanghelia, a avut imaginile acelea, a avut în fel și chip metodele pe care Dumnezeu le-a dat lor ca să vadă odihna aceasta. Ca să creadă în odihna aceasta. Să nu fii ca și ei. Să nu fii ca și ei. Și la versetul 12, versetul 13, uh, ne stimulează să intrăm în odihna asta. Începem. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Vedeți? Intrarea în odihnă aceasta se face prin punerea noastră sub predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Deci nu poți da vina pe cuvânt. Se poate să rămâi fără folos de la cuvânt, dar nu din cauza cuvântului. Pentru că cuvântul este viu și lucrează cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt oameni care stau sub predicarea cuvântului și, re, și reacționează și spun cu glas tare unii dintre ei sau în particular când vorbim cu ei, când ai predicat, am simțit că ai predicat numai pentru mine. Ai spus lucruri pe care nu le știa nimeni despre mine. Am simțit că Dumnezeu mă luminea, că Dumnezeu mă convingea, că Dumnezeu mă atrăgea. Alții spun că au fost nervos pe tine. M-am gândit că eu spus, o spus cineva despre mine, una sau alta. Cuvântul lui Dumnezeu este, viu și lucrător, Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Sabia cu două tăișuri era o sabie micuță care pătrundea adânc oriunde, când loveai cu ea, loveai la țintă, da? Nu te chinuiai să o învârți. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul încheieturile și mădurile. Judecă simțirile și gândurile inimii. nicio o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat în textul acesta împreună cu persoana lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne descoperă în fața lui prin cuvântul lui. Ne descopere inimile. Ne dă pe față motivațiile. Ne dă pe față intențiile ascunse, ne dă pe față gândurile ascunse, scuzele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune față în față. Și în această dimineață niciunul dintre noi nu avem nici o scuză. Nici o scuză. Chemarea este foarte clară pentru toți care suntem aici. Toți. Să intrăm în odihna aceasta. Să ne grăbim să intrăm în odihnă aceasta. Astăzi este ziua sabatului. Astăzi este ziua mântuirii. Să ne dea Dumnezeu har nouă și tuturor celor care vor asculta acest cuvânt, să intre în odihna mântuirii lui Hristos, în adevăratul sabat amin.